Mama Geta, dezvăluiri dureroase despre soțul infidel. Încă îl mai aștept. Mama Geta a vorbit despre soțul ei, bărbatul care a avut grijă singură de 4 copii. Geta Guțin este cunoscută și iubită de o țară întreagă, mai ales pentru grija pe care le-a purtat-o copiilor ei. Ea a fost părăsită de soț în urmă cu mai mulți ani și a avut grijă singură de cei 4 copii ai ei. Ileana, Culiță, Iancu și Geta Sterp. Mama Geta a trecut printr-o perioadă dificilă după ce soțul ei a părăsit-o. Cel mai dureros este că, deși timpul a trecut, el este în continuare indiferent față de copiii și nepoții lui. La începutul lui decembrie 2013, chiar de Sfântul Nicolae, soțul ne-a părăsit. O mai făcuse și până atunci, dar acum lipsește de aproape 8 ani. Mai vorbește la telefon, de obicei, cu mezinul, cu Iancu, dar pare că nu-l interesează mai nimic. I s-au născut acum nepoții. Degeaba, nu a dat vreun semn de viață. Anul trecut, ca și anul acesta, au fost băieții la emisiunea aceea, Survivor, nici nu l-a interesat. A declarat mama Geta. Mama Geta încă își așteaptă soțul acasă. Tot pe mine mă iubește. Deși a adus multă suferință familiei, mama Geta speră ca soțul ei să se mai întoarcă acasă. Chiar dacă au trecut 8 ani de când și-a lăsat copiii în urmă, ea susține că o iubește în continuare. Copiii celor doi au trecut printr-un moment dificil atunci când și-au văzut propriul tată la închisoare. Am fost cu copiii după mine, la soțul meu, la Poarta Albă. Culiță și Ileana erau ceva mai mari, iar Geta abia ce venise pe lume. Se pare că nu prea l-a impresionat povestea asta. Poate o să râdeți de mine, dar eu știu că, în adâncul sufletului meu, tot pe mine mă iubește. Încă îl mai aștept, fiindcă e tatăl copiilor mei. Și nu a fost un tată rău. Nu a fumat, nu a băut, dar are pasiunea femeilor. Iar asta pare uneori să fie o boală mai grea decât beția sau nebunia, mai ales dacă te lovește la vârsta a doua. Cum se spune, a mai spus mama Geta, pentru sursa citată.